Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Vă prezentăm sau vă propunem în această seară o emisiune mai specială. O să vă întâlniți cu doi reprezentanți ai Consiliului Elevilor, de la nivelul a două licee reprezentative din județul Gorj. O să vorbim cu ei despre ce înseamnă această organizație, n-am mai abordat subiectul la această emisiune, mai ales că suntem în plină perioadă de campanie electorală și ei sunt rodul unei campanii electorale și ei au fost aleși și ei au propuneri și poate vorbim cu doi viitori politicieni, tot, dacă vă aduceți aminte, în toamna trecută, tinerii frumoși și liberi, cu ghilimele de rigoare, când ieșeau în stradă, cereau o nouă clasă de politicieni cu alte, să spunem așa, cu alte obiceiuri. Ei ar putea fi doi dintre aceștia, vom vedea în această seară dacă, să zicem așa, se simte atrași de partea politică și în același timp vom vedea cum gândește actuala generație ca să rezolve o parte din problemele la care pot să acceadă ei la acest moment, pentru că unele nu țin de un consiliu a elevilor, nu țin de o școală, țin de mult mai sus și e mai greu de rezolvat. Dar să vi prezentăm, o să începem normal cu partea feminină, Flaviana Iuga, președinte al Consiliului Elevilor de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. Bun venit în emisiunea noastră. Vă spun și eu bună seara și mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Și avem pe Denis Adalbert Pițurlea. Vă mulțumesc. Președintele Consiliului Național al Elevilor Tudor Vladimirescu, da? Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Bun venit și ție. Cum spuneam, avem doi tineri care deja sunt destul de cunoscuți, dar astă seară încercăm să aflăm mai multe despre ei, pentru cei care nu-i cunosc. Și cred că de aici ar trebui să înceapă discuția noastră. Pentru cei care se uită acum la noi, ar fi bine să vă faceți o scurtă prezentare a voastră. Adică, înainte de a vorbi de Consiliul Elevilor, care probabil și colegii voștri, dar poate chiar și părinții, au auzit de el, măcar ca instituție, să vorbim de doi dintre cei mai reprezentativi. Adică să vedem ce v-a adus în această postură, în această funcție. Cine începe dintre voi? Încep eu. Hai, încep tu. M-am implicat în Consiliul Elevilor pentru că îmi place să lucrez cu copiii și cu tinerii și mereu am fost implicat încă de mic în proiecte de tineret. Adică aveai ceva, un aer de șef așa, te impuneai ca lider între ei, nu? De șef, dar îmi plăcea să lucrez cu ei și să lucrăm în echipă. Bun, ce te-a recomandat, să spunem așa? Cine ești tu, de fapt, în afara funcției de președinte? Cine e, de fapt, Denis Adalbert Pițurlea în viața de zi cu zi? Sunt o persoană simplă, nu pot să spun că sunt cineva anume. Mi-am construit această postură. Bun, ești elev în clasa 11, da? Profilul? Matematică, informatică, intensiv engleză. Așa, cum stai cu, că e o carte de vizită. Acum sunt două variante. La unele licee, am înțeles, poate-mi confirmați voi că bănesc că vă cunoașteți colegii, la unele licee nu contează rezultatele foarte bune școlare, ci să fie băiat de gașcă, cu ghilimele de rigoare. La altele contează să fie și rezultate școlare bune. Voi unde vă încadrați din acest punct de vedere, având în vedere liceele pe care le reprezentați? Cred că avem una din fiecare, cel puțin câte ceva din fiecare. Așa. Adică ne simțim și bine la școală, dar trebuie să și învățăm. Ok, deci să înțelegem că ești unul dintre elevii buni ai liceului. Asta te-a și impus în fața colegilor, bănuiesc, nu? Da. Bun, înainte de a trece la Flaviana, mai spune-ne, tu ai fost ales în toamna trecută, nu? Da. Ce le-ai promis tu colegilor tăi de la Tudor că vei face dacă vei fi ales ca președinte, așa? Spune-ne câteva din punctele care deja le-ai realizat, pentru că deja se apropie anul școlar de sfârșit, anul acesta. Primul lucru pe care le-am promis a fost organizarea, pentru că aveam nevoie să ne organizăm și să comunicăm între noi mult mai mult. Apoi le-am promis un proiect, Descoperă-ți vocația, cred că este cel mai interesant proiect pentru noi, pentru că tinerii încă din clasa noua, după ce au ajuns la liceu și au ales profilul, nu știu încotro să meargă mai departe și astfel am început să organizăm conferințe cu diversi oameni realizați în domeniul respectiv, care să ne dea sfaturi despre ce să facem noi mai departe și astfel elevii au putut să-și dea singur seama ce le-ar plăcea pe viitor. Ok,
Mai zis două care s-au și făcut, nu? Le-ai pus în practică. Da, s-au și făcut. Bine, și este încă în desfășurare. La voi, la Tudor, e o problemă pe undeva, pentru că mulți vin în momentul când aleg liceul Tudor pentru nume, pentru tradiție, nu știu ce, și în momentul când dau cu capul de pragul de sus la liceu, nu știu cum să-și găsească părți de salvare, de multe ori și variante de salvare. Dar o să discutăm și despre asta în această seară. Flaviana Iuga, tu ai devenit foarte cunoscută în ultima perioadă prin acțiunile pe care le-ai făcut la nivel de voluntariat și în același timp conduci, deci ești aleasă tot în toamna trecută, nu? Da, da, da. Așa. Ce ne poți spune despre tine? Sunt elevă în clasa 10 la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. Sunt o persoană prietenoasă, pot spune. Îmi place foarte mult voluntariatul de când eram mică. Încă din general eram implicată din toate punctele de vedere pe plan extrașcolar. Ce mai pot spune? Unde te încadrezi între băiat de gașcă, bine, fată de gașcă în cazul tău, și ăla, nu neapărat ocilarul, dar elevul foarte, foarte bun. Elevul care are numai note maxime. Cum a spus și Denis, nu mă pot încadra, nu sunt la extreme, sunt undeva la mijloc. Încerc să mă și distrez, dar să nu neglijez școala. Mare lucru, asta să neglijați școala și în același timp e bine să fiți și apropiat de colegii voștri, pentru că, iată, începe să vedeți, așa cum fac și politicienii, că depindeți de votul lor să luați această funcție. Așa că dacă vă percep cu ghilimele de rigoare în tabăra dușmană, s-ar putea să nu vă mai voteze. Nu neapărat, dar a fost este... o glumă de data asta. Da. Dar este important să legăm și prietenii, mai ales că acum în liceu se leagă prieteniile cele mai de durată, să spunem. Zile și tu câteva din ce ai promis tu colegilor la începutul anului școlar și ce ai făcut din toate acestea? În campanie le-am promis reactivarea cluburilor și de asemenea le-am promis că o să avem alte cluburi și cercuri, ca de exemplu cercul de literatură, fotoclubul liceului sau clubul de astronomie, mai multe. De asemenea, activități. Ce activități ați făcut voi? Că aveți câteva care au fost mediatizate la vremea respectivă. Cele mai importante consider că au fost gala premiilor CNET, prin care ne-am premiat olimpicii, iar în aceeași seară, balul iernii, un concurs cu mai multe probe, la care au participat doar eleve de clasa 10-a și 11-a și în urma acestui concurs a fost desemnată Regina Iernii, am numit noi, sau Miss Balul Iernii. Și ultimul eveniment, evenimentul Go Talent, care a fost un spectacol caritabil, susținut de elevii talentați ai liceului, elevi cu diferite talente, care au o voce foarte frumoasă, cântă, vocal, instrumental, dansuri, unde ați fost și dumneavoastră prezent și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Păi, am văzut, aveți foarte mulți copii talentați, cum la fel sunt și la Tudor și mă gândesc că acele, de câțiva ani se fac, acele scene din viața Gorjului interbelic sau de la început de secol 20 făcute pe zona centrală cu copiii cei mai talentați sau chiar la sfârșitul săptămânii, cred că aveți, dacă am văzut bine, în programul Noaptea Muzeelor, sunteți din nou organizatori, practic, Tudorul a manifestării de la Muzeul Județean. Deci am zis bine, nu? Ok. Acum că, să zicem așa, am trecut de prima intervenție. Haideți să încercăm să lămurim telespectatorii ce este cu acest consiliu al elevilor, cel care la început a fost, acum vreo 10 ani, cred că, sau și mai bine, era doar o inițiativă care avea un fel de ONG, în sensul că nu era recunoscut oficial, după aceea încet încet a început să fie acceptat, poate nici acum nu funcționează, sunt anumite instituții de învățământ în care sunt destul de... Nu se folosește, deci este doar formală chestia asta. La voi, din ce îmi spuneți, deja nu s-a trecut de mult de formalism și aceste consilii chiar funcționează. Dar, de fapt, ce este Consiliul Elevilor pentru cei care se uită la noi, să încercăm să le explicăm? Consiliul Elevilor este o organizație a elevilor care aparține de liceu. Și
are ca scop reprezentarea elevilor și susținerea lor. Organizăm activități, apărăm drepturile elevilor, de asemenea nelămuririle lor, orice de acest gen. Să înțeleg că nu sunteți în subordinea, și am subliniat acest cuvânt, directorului Consiliului de Administrație, adică ce zice domn director, nu e cazul la cei doi directori pe care îi aveți voi, dar în general, da, am înțeles și practic nu mai facem nimic, nu e cazul vostru, nu? Nu. De exemplu, și ședințele sunt organizate de către noi, doar conducerea Consiliului susține ședințele, profesorii nu au voie să fie prezenți. Activitățile sunt organizate de către noi, avem doar nevoie de un profesor coordonator al activității. Am înțeles, dar e doar răspunde din partea școlii, nu are rol de conducere în această structură. Cum e la voi, la Tudor? Organizația este la fel peste tot, dar și la noi domnul director ne-a dat cea mai mare libertate, ne putem întâlni ori de câte ori vrem și când decidem ceva, mai mereu este de acord. Adică are deschidere foarte mare la proiectele noastre. Da, e interesant. Voi aveți... Ecaterina este umanist, directorul, domnul Nichifor este profesor de istorie, la voi, domnul Tașcău, este profesor de matematică. Dar iată că deschiderea aceea și sunt director cu experiență, cu foarte mulți ani de funcție în spate. Cum devine... Că dacă ar fi să ne luăm așa, Ecaterina are 1000 și ceva de copii, ar trebui să aveți 1000 și ceva de membri, Tudorul tot la fel sau poate chiar puțin mai mult, că aveți și clase de învățământ gimnazial. Deci asta ar însemna că ai vreo 1500 de membri, să zicem, așa e? Nu. Așa. De fapt, fiecare clasă își alege un reprezentant, acesta îi reprezintă în Consiliul Elevilor și aceștia aleg conducerea. Dar cum devine un copil, cum devine membru, cum de dobândește calitatea de membru al Consiliului Școlar? Prin vot democratic la fiecare clasă. Fiecare clasă în funcție de dorințele lor și de cum crede că îi poate reprezenta un anume coleg, îl semnează pentru a-i reprezenta în Consiliu. Bun. Mă refer acum strict la... ce ca organizare. Deci aveți, tu ești liderul la nivelul Tudorul și ea la nivelul Colegiului Național Ecaterina. Sub voi, ce funcții mai sunt? Că bănuiesc că mai sunt și alte atribuții de conducere. Vicepreședinte, sunt trei funcții, în mod normal, în funcție de numărul de elevi, un secretar și apoi sunt departamentele care vin ca o anexă a Consiliului Școlar. Aveți și voi, să zicem, un consiliu cu șefii de clase sau reprezentanții claselor de la fiecare clasă sau nu? Consiliul școlar este alcătuit din reprezentanții fiecarei clase care reprezintă adunarea generală. Asta vreau să aflu, deci se numește adunare generală, să înțeleg. Da. Deci aveți o organizare strict piramidală, dar în același timp este... cum să spun eu, se apropie de cea unui... chiar unui partid politic până la urmă, de acolo, așa. Cam acesta este și rolul Consiliului Elevilor, să ne obișnuiască cu viața până la urmă. Iar revenind la ce spuneam înainte, acest Consiliu are o conducere, conducerea Consiliului Școlar, care este format din președinte, vicepreședinte, cum a spus și Denis, în funcție de numărul de elevi, sunt aleși 2 sau 3, și secretarul. Bun, acum... ca președinte, am vorbit puțin la început, dar haideți să sintetizăm. Deci ce atribuții, ce puteți să faceți fiecare dintre voi din calitatea de președinte al Consiliului Elevilor la nivelul unui liceu, cum aveți, nivelul liceelor voastre? În primul rând trebuie să ne consultăm cu ceilalți, nu putem lua decizii fără a fi cu toți de acord. Apoi, deci, practic, e o conducere colectivă, să înțeleg, totuși. Adică mai democratică decât într-un partid în care președintele zice și toți ai lazi ca el că dacă nu-i dă afară din partid sau ceva de genul ăsta, da? Bun. Fiecare președinte reprezintă ceea ce spun membrii din Consiliu. Apoi, președintele are câteva atribuții. Una dintre ele este să conducă ședințele. Alta este să construiască mapa împreună cu secretarul.
să se asigure că ședința se desfășoară conform planului, să reprezinte ideile la conducerea școlii, apoi trebuie să dea declarații la presă când sunt diverse evenimente. N-aveți instituția purtătorului de cuvânt, că acum prin instituțiile publice nu mai ai loc de conduceri, ci ai purtătorul de cuvânt. De multe ori purtătorul de cuvânt nu-și asumă nimic, zice doar trei cuvinte că s-a făcut, a avut loc nu știu ce. Dacă îl întrebi mai multe amănunte, nu știe cum să o dea, că s-ar putea să supere șeful. N-am glumit de data aceasta, o spun din postura de ziarist, există chiar situația asta. Deci la voi nu aveți, deci președintele comunică, este cel care comunică cu presa. Ceea ce face și în această seară, până la urmă. Sunt și alte atribuții? Sau sarcini pe care le aveți voi, v-ați confrunta cu acestea? Da, de exemplu, ca președinte, coordonez și monitorizez activitățile, împart sarcini, am o echipă, să spunem, care mă ajută la fiecare activitate și în funcție de ce probleme se ivesc, un președinte trebuie să-și cunoască oamenii și să împartă sarcinile, adică să știe cine este capabil de o anumită sarcină și să... Nu, la modul ideal așa trebuie să fie în orice instituție, însă de multe ori și suntem, practic voi cunoașteți cum cunoaștem și noi mai mult instituțiile școlare deocamdată și acolo de regulă există un nucleu care muncește, care trage, poate echipa aceea de care vorbeai tu mai devreme și restul, care nu se prea implică. La voi, cum este? E mai bine decât atât? Adică vedeți un grad de implicare mai mare al copilor? E dorința colegilor voștri de a se implica sau aveți câțiva care se zbat și restul ne interesează orice altceva decât aceste lucruri? Da, din păcate așa este și la noi. Ce este și mai trist e că nu doar că nu vor să se implice în organizarea activităților, doar că nici nu participă la activități. Da, de multe ori majoritatea se axează pe învățat și doar la ce interesează în mod special participă la activități. Da, sunt, să zicem așa, ca și grad de implicare, în afară de acei aleși să fie în adunarea generală sau se implică și ceilalți în activități sau nu? Da, mai sunt și persoane care chiar se implică. Dar e adevărat, cu cât ai o funcție mai importantă, cu atât este responsabilitatea mai mare și trebuie să-ți asumi toate activitățile și să te asiguri că sunt organizate bine. Suntem chiar în fața, înainte de emisiunea aceasta, a fost o emisiune electorală, au fost niște candidați, dar în general v-ați uitat în această perioadă la, să spunem așa, la campania electorală, la colegii mai mari care deja sunt în politică sau ceva. Ați urmărit ce fac ei, ce promit ei în această campanie? Sinceră să fiu, nu. De ce vă întrebam acest lucru? Tocmai era că e un moment în care, să zicem, ar putea să învețe de la voi. Paradoxal, dar ar putea să învețe multe de la voi. Sunteți și reprezentanții unor alte generații mult mai dinamice, dar în același timp aveți și lucruri mult mai concrete, adică n-ați fost atins, să zicem așa, de microbul politic în care din 4 în 4 ani toată lumea promite și luna de pe cer și bineînțeles că nu se întâmplă nimic din toate acestea, că dacă din ce s-a promis după 1900, dacă s-ar fi realizat, probabil că îi depășeam pe americani acum la toate capitolele. Deci, din acest punct de vedere, având în vedere că e campania electorală, ce le-ați fi propus, să spunem așa, dacă voi ați fi fost în postura să vă consulte de data aceasta, adică să vă întâlniți cu candidatul X la primăria Târgu Jiu sau la Consiliul Județean, ce l-ați fi sfătuit să abordeze? Sau ce credeți că nu abordează în general politicienii și ar fi necesar? Cred că le-aș spune să dea importanță mai mare educației și trebuie să îi motiveze cumva pe copii să învețe, pe elevi. Cred că în momentul de față cel mai bun mod de a-i motiva sunt acordarea de burse. Interesant. Ar trebui gândită o structură mai bună pentru că... Dar nu acele burse sociale de 10 lei pe lună sau ceva de genul ăsta. Și de merit și de performanță. În colegiile mari, cu cât sunt mai mulți elevi buni care ar merita să primească bursă, atât de mare sunt și cheltuielile și astfel, dacă depășește pragul pe care Consiliul Elevilor, bugetul Consiliului Local al Primăriei Locale, nu mai primește niciunul și astfel mulți elevi care ar merita
nu beneficiază de acest drept. Apropo de Tudor, de liceul Tudor, că este socotit un liceu de fițe, așa e, așa se știe la nivelul orașului. De asta eram foarte atent la ce spui tu cu busele. Lor le mai sunt deja, că sunt în general foarte mulți copii de bani gata, deci cu o posibilități material peste medie. Iar stimula o bursă ca să învețe mai bine? Zvonul acesta nu e chiar adevărat, pentru că sunt elevi din toate categoriile de clase sociale și pentru unii chiar ar conta, da. Cum e la voi, la Ecaterina? Sunt de acord cu Denis. Bursele, sigur, i-ar stimula mult, mult mai mult pe elevi. Într-adevăr, și la noi sunt elevi din toate categoriile sociale, dar cred că sunt mult mai mulți elevi din mediul rural. Da, din ce se spune, așa, într-adevăr, așa e perceput, că la Colegiul Național de Caterina vin mai mulți copii din mediul rural. Bine, buni și unii și alții. Problema e doar de, să zicem, de mediul care provin. Dar ca sugestii, să zicem, pentru cei care vor să fie aleși acum, în afară de burse și e o idee bună, ce alte idei le-ați mai spune? Că bursele au fost neglijate complet în ultimii ani. Da. Sunt localități întregi care nu mai dau burse de nici de cele sociale nu le mai dau. Eu consider că ar trebui punctat mai mult pe activitățile culturale. Oamenii să participe, să își dezvolte mai mult această latură. Păi vă dau un exemplu aici la Târgu Jiu. Unul paradoxal nu de bună practică. Avem foarte multe festivaluri, avem foarte multe manifestări, atât zice, voi faceți foarte multe activități, dar în momentul dacă e să fie vreme rea și nu mai avem nicio sală de spectacole. Deci, practic, voi ați făcut unele acțiuni într-o altă locație care aparține unui restaurant, că, practic, n-ați avut altă variantă. Soluție. Voi, când faceți acele acțiuni, tot la fel, voi folosiți de foarte multe ori muzeu sau aer liber. Dar dacă plouă sau ceva, ne trezim că n-avem o sală de spectacole. Un viitor primar poate să gândește să facă o sală mare despre asta sau să măcar să o repare pe aia de o aveme. E vorba de Casa de Cultura Sindicatelor. Da, deci, am zis ca o idee practică. La ea mult mai ușor. Și un acces la ea. Apropo de buget, voi, Consiliul Elevilor, aveți un buget propriu? Nu avem. Noi nu avem fonduri și acesta este un lucru care ne împiedică de multe ori și este o problemă. Și cum vă faceți? Că totuși acțiuni aveți. Cum reușiți să le faceți? Cum reușiți să le finanțați? Prin donații. Donații ale elevilor, diverse activități. De exemplu, am avut o activitate prin care donam câte un sticker cu sigla Consiliului Școlar și elevii care doreau să achiziționeze un sticker de genul acesta donau câte un leu. Și am adunat o sumă. Da, din câte știu, apropo de voi de la Ecaterina, în ultimii ani a tot avut acțiuni de acestea caritabile, deci a strâns bani pentru diverse cauze. Din ce știu la Tudor, eu acum spun ce știu eu și apoi spuneți voi ce aveți în propria bătătură, cum se spune. Voi ați avut astăzi pentru Casa de Copii fonduri în anii trecuți, ați făcut diverse acțiuni de acestea, nu neapărat cu scop caritabil, ați avut și caritabile din ce știu eu. Da, au fost și baluri. Anul acesta, cel puțin cum s-au terminat alegerile, a fost problema cu colectivul și au fost donații prin SMS la agențiile care se ocupă cu acest aspect. Și prin decembrie am avut niște donații pentru copiii orfani, unde am mers și le-am și cântat, le-am făcut o bucurie și le-am donat jucării, alimente. Da, foarte interesant. De fapt, practic ați punctat și unul și altul câteva din acțiunile pe care le-ați făcut până acum. Cu siguranță, cei de la colegii voștri, pe de o parte spuneați că nu, să zicem așa, nu vor să se implice, dar pe de altă parte știm la fel că sunt doritori de astfel de acțiuni. Și mă gândesc că ce impact a avut primele ediții ale
flash mobului sau cum se numește acea parada liceelor, nu? Că se face sâmbătă, cred că este acum, nu? Parcă așa e în programul zilor orașului. Da. De ce vreau să zic? Și acum are o amploare deosebită. Acum, practic, e o întrecere în fiecare an, e din ce în ce mai frumoasă. Aici vă implicați ca și Consiliul al Elevilor sau nu v-ați implicat? N-ați fost solicitați? Ba da, am chemat elevi să participe. Până la urmă, este vorba despre parada noastră, parada elevilor. Deci ați făcut, faceți parte din această acțiune. Suntem, apropo de Consiliul Elevilor, este o organizație care, să zicem așa, a căpătat importanță și prin modificarea legii, în sensul că un reprezentant al vostru face parte din Consiliul de Administrație al liceului respectiv. Se respectă acest articol. De ce să vă întreb acest lucru? Inclusiv ministrul Adrian Curaj, ministrul actual al educației, solicita undeva la începutul anului să se analizeze în școli situația aceasta și chiar a fost trimisă în fiecare liceu o adresă din partea inspectoratului, care zicea dacă participă la ședințele Consiliului de Administrație și toate celelalte. Bineînțeles, dacă are 18 ani, are și drept de vot. Deci, care e situația la cele două licee? Conform regulamentului, și noi președinții facem parte din Consiliul de Administrație, doar că nu avem drept de vot. Practic, noi nu suntem chemați la ședințele Consiliului, iar reprezentantul elevilor din Consiliul de Administrație, care trebuie să aibă 18 ani, participă la adunările Consiliului. La voi? Și la noi, în mare parte, participă, da. Acum v-aș întreba, bine, nu se uită nimeni la noi, faceți abstracție de acest lucru, care este relația voastră, ca și președinte al Consiliului Elevilor, cu conducerea școlii, nu neapărat numai director, toată director adjunct, director educativ și toate celelalte. La mine chiar este foarte deschisă și nu o spun doar pentru că sunt la emisiune, ci chiar este adevărat. Cum mă duc la domnul director cu o propunere, deja mi-a aprobat-o. Ne-a spus la început, faceți ce credeți că e mai bine, pentru că noi vă sprijinim în orice activități. Interesant. La voi? La noi a fost mai dificil la început. Cred că au fost și emoții, să spunem, dar după ce am făcut primele activități, deja ne-am câștigat încrederea și acum este mult mai ușor să organizăm, avem deschidere către activități. Nu întâmplător a fost invitarea voastră la aceste emisiuni, pentru că dacă monitorizăm presa locală, în ultimul an, practic voi sunteți cele două colegii, Consiliul Elevilor de cele două colegii, v-ați remarcat prin activități. Mai sunt încă vreo două licee care, să zicem așa, sunt menționate, dar practic voi aveți cele mai multe activități, cele două consilii ale elevilor. Acum, voi aveți și o structură județeană? Da. În structura județeană, cine face parte sau cum este organizată? Fiecare președinte este membru în Consiliul Județean. Și președintele Consiliului Județean, cine este? Este ales de membrii... Dintre da, membrii respectivi. Deci se păstrează, practic, forma de organizare de la liceu la un nivel mai mare. Acțiunile la nivel județean au fost... Ce acțiuni s-au făcut la nivel județean acum? Că la nivelul liceelor le cunoaștem și ele sunt destul de... s-a vorbit de către ele. La nivel județean? La nivel județean, parada liceelor a fost în ultimul timp. A fost și un bal al liceelor. Organizat de universitate? De Universitatea Brâncuș, da. Acum, vorbind despre relația pe care o aveați voi, că de asta v-am întrebat, la relația pe care o aveți cu conducerile școlilor, cu Consiliul de Administrație până la urmă, ce ați îmbunătăți sau unde ar fi loc de mai mult? Și mă gândesc aici și datorită faptului că în alte țări din Europa sunt țări în care rolul elevilor este foarte redus la nivel de administrație, dar sunt țări în care rolul, de exemplu în învățământul francez, rolul elevilor la nivel de liceu este foarte important. Practic, nu că are drept de veto, cum ar fi voi președintele Consiliului Elevilor, dar dacă se opune președintele sau structura elevilor dintr-un liceu,
se opune la unui colegiu, se opune la o decizie a direcțiunii sau a administrației liceului, practic aceasta trebuie refăcută, că nu se poate merge cu opoziția. Deci, bine, la francezi mai e și altă, știți că ies pe stradă, dau cu fumigene, cu grenade, sunt mai violenți până la urmă, inclusiv zilele acestea sunt niște evenimente de acest gen la Paris. Nu, asta trebuie să faceți voi. Deci, mă refer, care ar fi, să zicem, calea să comunicați mai bine sau să se reglementeze cumva și mai clar această relație? Cred că ar trebui o implicare mult mai mare din partea cadrelor didactice. Este o problemă cu care noi ne confruntăm de multe ori. Și, de asemenea, un buget alocat Consiliului Elevilor. Pentru că s-a întâmplat de atâtea ori să trebuiască să strângem de la noi și pentru că sunt multe cheltuieli pe afișe, pe diferite pliante și alte materiale de care avem nevoie în activități. Da, deci varianta unui buget mi se pare foarte bună. Să fiți luați mai mult în seamă pentru grupul e și normal. Altele? Ar mai fi și alte propuneri, să spunem așa, pentru îmbunătățirea acestei relații. Și mă gândesc tu la perspectiva asta. Bun, tânărul de până la... Voi aveți un reprezentant de la 18 ani, poate să voteze. Dar în același timp, nu știu, n-ar fi oportun, mă gândesc, ca acele hotărâri pe care le luați voi în ședințe, unele din ele care sunt timpă să, cumva să fie propuse Consiliului de Administrație al Școlii și eventual să le ratifice. Ba da, da, teoretic așa ar trebui, dar practic nu se întâmplă aceste lucruri. Cred că ar trebui să se ia în considerare și ce vor elevii, dar... Dar se ia mai puțin. Da. E un paradoxal, învățământul este un sistem așa mai conservator. Să zicem, în prim planul reformei, că toți zicem că vrem să facem reformă în această direcție, dar pe partea cealaltă e și chestia asta că schimbările se produc mai lent. V-ați confruntat cumva cu această chestie în care un profesor să vă zică știm noi mai bine ce este, lăsați prostia asta sau ceva de genul ăsta? Da, se întâmplă. Se întâmplă. Asta este și diferența de generație. Gândiți-vă că e vorba de... chiar până la diferență, o generație este la 30 de ani diferență, practic cam asta este și la voi, bănuiesc, între voi și profesorii voi sau o parte din profesori și de aici apare și acest lucru. Dar acum privind strict la funcționare și faptul, această structură pe care a spus că aveți un profesor coordonator din partea școlii. Acum poate ar depinde foarte mult ca acel profesor coordonator să fie, să zicem, liantul dintre voi și partea aceea și conducerea școlii ca să impuneți anumite lucruri. Se întâmplă acest lucru? Da, la noi cel puțin se întâmplă. Fără ajutorul doamnei noastre coordonator, multe n-ar fi posibil. Cine este la voi coordonator? Doamna profesoară Goanță Cristina. Și la voi? La noi nu prea, din păcate. De cine este coordonator? Domnul Bermec. Domnul este... director educativ al unității, da. Nu este atât de deschis propunerilor noastre. Da, poate vorbea pe diferențe de generații, cam da, așa, cam așa dar, este. Dar asta nu ne oprește pe noi din a organiza activități. Și bănuiesc că nici nu vă blochează activitatea, deci cu siguranță sprijinul există. Bun, suntem... Ce faceți, ce planuri aveți acum în perioada următoare? Mai ales că, din câte știm, în cazul Flavianei e un mandat de 2 ani, deci practic și anul viitor vei fi președintele elevilor, iar la tine e posibil să continui și anul următor. Așa. Deci ce planuri aveți în perioada următoare? Mai este destul de puțin până la vacanță, așa că nu mai avem atât de mult timp pentru activități. Dar mai avem câteva planuri. Cum a spus și dumneavoastră, săptămâna aceasta liceul nostru o să participe la Parada Liceelor. De asemenea, o să mai avem campania Reîntoarcerea la Lectură, organizată de Cercul de Literatură. O să mai organizăm un workshop
descoperă universul realizat de cercul de astronomie al liceului. De asemenea, lansarea buletinului literar numărul 2, pentru că primul număr a fost lansat pe primul semestru. Este vorba despre o revistă în care sunt scrise operele elevilor, creațiile lor. Mai departe, o să încheiem anul școlar 2015-2016 cu o ședință pentru diseminarea activităților Consiliului Școlar. Am înțeles. N-ați încercat, apropo de generațiile de mai înainte, de acum 10 sau cele dinainte de 89, existau și acolo, erau adunările UTC și celelalte, dar existau genul ăsta, pe vară, o tabără pe care o făceau în comun sau altceva. Bine, erau alte, să zicem, și condiții materiale și alte, și altă încredere. Asta n-am văzut la nimeni până acum să se mai facă chestiile acestea. La tine nu, cum? Că nu mi-am dorit, dar, cum am spus, posibilitățile financiare nu sunt. Așa, voi ce acțiuni v-ați propus pentru următoarea perioadă? Prima acțiune va fi parada liceelor, cum am spus mai devreme. Următoarea va fi pe 29 mai, împreună cu Cercetașii României. Îi vom ajuta cu câteva ateliere prin care vom face activități pentru copii, jocuri și diverse lucruri. Iar cea mai importantă va fi Care pe Care, prin iunie, un concurs între clase, un concurs de cultură generală, competiții sportive, unde fiecare clasă, unde clasele vor fi într-o competiție, iar apoi nu aș vrea să mai spun alte proiecte pentru că vine vacanța și... Și anul viitor cu siguranță vor fi altele, da. Îmi place mereu să surprind cu proiectele, nu le spun din timp. Așa, vreau să vă spun că eu am primit mai multe apeluri, dar încă o dată noi avem acolo un număr de SMS și atât, deci nu putem să primim apeluri, dar o să vă citesc că între timp unul dintre respectivele ne-a trimis un mesaj. Chiar nu știu de ce nu îmi răspundeți. Aș fi curios să aflu mai mult despre Consiliul Elevilor, pentru că la noi la Motru nu funcționează. Nu știu la care dintre, acolo sunt două licee la Motru, din câte știu. Eu știu doar de liceul George Coșbuc. Da, mai este și tehnicul. S-ar putea ca acolo să nu existe sau ceva de genul ăsta. Că oricum nu avem noi cum să rezolvăm problema de la Motru. Încă un mesaj. Totuși poate fi propus în Consiliul Județean să se ia măsuri. Da, luați-o în calcul. Se spune cineva așa, vă salut, îmi place foarte mult emisiunea, ce copii frumoși sunt la liceele noastre. E un mesaj. Mulțumim. Așa. Ionel Istru semnează, e un mesaj semnat Ionel Istru. Cred că este o formă fără fond, acest consiliu al elevilor. Nimeni nu-l ia în seamă. O părere. Aici... Ionel Istru semnează, nu știu dacă, poate vă știți dacă e dintre colegii voștri sau nu știu. Aici depinde de implicarea celor din consiliu. Dacă nu s-ar implica și nu ar face nimic, da, probabil că nu ar interesa pe nimeni de consiliu. Sunt o profesoară de chimie într-un din liceele târgujiene. Mă bucur că elevii pot să facă parte din aceste consilii, dar a sugera el să fie luat mai mulți în seamă, deoarece direcțiile unor școli, unor licee, nu ia în seamă ce spun elevii. De multe ori au probleme, de multe ori au propuneri interesante. Subscriu aceste emisiuni, spune cineva. Așa deci, e. Iată că au semnalat și telespectatorii acest lucru. Mai avem doar câteva minute din emisiune. Acum, pentru... Da, îmi spune colegul din regie că mai sunt vreo 7 minute, că am decalat puțin programul pentru telespectatorii care se uită. Studioul electoral ne-a trimis puțin mai în... Să intrăm, să ajungem peste dedicațiile muzicale ale lui Gigi Vasile. Dar ne iartă astă seară că ne ducem aproape de emisiunea lui. Apropo de acest lucru, sunteți liderii unor generații. Ce le mai place cu tinerilor pe care îi reprezentați să facă în ziua de astăzi?
că voi trebuie să știți foarte bine că vă adaptați cumva la ce le place lor ca să faceți acțiunile să fie cât mai atractive. Tinerilor le place foarte mult să socializeze, să pe se Facebook. Întâlnească. Asta nu știu dacă mai e social. Nu, a fost o completare, da. Și pe Facebook, evident, sunt foarte activ pe aceste pagini și site-uri de socializare, dar și... Mai social, asta e, se mai întâlnesc față în față, aici e problema. Da, tocmai de aceea încercăm și noi să facem activități care să implice, care să le stimuleze, cum să spun, aptitudinile de colaborare, de muncă în echipă. Ce muzică le place, de exemplu, sau ce urmăresc? Pe vremuri, sau generațiile mele, erau două curente diametrale, erau depeșiștii de o parte, rockerii de partea cealaltă. Aveau chiar și ținută diferită și ăsta, se împărțeau un parc chiar în două locații. Cred că majoritatea ascultă muzică ușoară sau pop. Nu sunt toate chiar tipurile de muzică. În general, da, toate tipurile. Deci dar nu mai sunt apărut să rap-ul iar cu foarte mulți adepți. Erau acele ținute pe care le... cu acei pantaloni largi, acele tunsuri speciale. La Depeș erau acei perciuni foarte lungi și toate celelalte. Se mai practică chestia asta? Da, desigur. Am văzut aici și nu v-am citit-o, de asta vreau să vă întreb despre ea. Cum e cu uniforma? Pentru că la Tudor, de exemplu, este uniformă, nu? Teoretic. Deci, cum o vedeți voi din perspectiva conducerea acestei organizații? E bine să fie această uniformă? Nu e bine? Cum e? Dacă este impus elevilor să-și o achiziționeze, nu este bine, pentru că mulți nu-și permit. Și învățământul este gratuit. Și nu poți să interzici unor elevi să nu vină la școală pentru că nu au uniformă. Dar dacă ne-ar fi acordate, ar fi un plus pentru noi. Deci e interesant, dacă acestea ar fi, să zicem, să fie gratuite, le-ar purta toată lumea, nu? Eu nu sunt oare? De acord. Din punctul meu de vedere, așa? Nu. Eu nu aș fi de acord personal cu aceste uniforme, pentru că... Indiferent care, că pot să fie diferite. Care, da, adică... Consider că fiecare trebuie să fie liber să se exprime, dar evident profesorii să se sesizeze dacă nu vin îmbrăcați decent. Și ei pot să poarte uniformele la școală, dar dacă chiar vor să se îmbrace altfel sau neadecvat, pot să o facă oricând în timpul liber. De aceea, venind la școală și îmbrăcându-se decent la școală, se obișnuiesc așa și în viața de zi cu zi. Da, vă mai întreabă cineva, aș vrea să întreb cum comentează invitații dumneavoastră problemele care au apărut în învățământul gorjean, gen copiii de la Turceni. Nu știu exact situația de acolo. E vorba de niște filmări făcute, niște filmări mai de ochiate, făcute de niște elevi de liceu cu o colegă, conotație sexuală și acelea au fost pus pe rete. Există un dosar DICOT, cred că au fost trimiși în judecată, ceva de genul acesta. Nu știu nicio cazul foarte bine. Dacă la asta s-or fi referit, nu cred că e altul. Deci implicarea elevilor în să zicem, fapte de acest gen, cum o vedeți? Evident că nu este bună. E ceva negativ, dar până la urmă există elevi și elevi. Trebuie să se ia măsuri în orice caz, pentru că astfel de comportament nu e bine văzut. Mai e cineva vă întreabă dacă n-ar fi bine ca la consiliile elevilor să puneți o cotizație la membri ca să puteți face rost de fonduri pentru... Bine, e scris de cineva care probabil e cam certat cu limba română, în ce scuze, telespectatorului, dar are foarte multe întrerupe. Sau telefonul joacă feste, pentru că sunt foarte multe litere lipsă. Mi-am dat foarte greu seama ce vrea să zică. Eu nu cred că ar trebui să mai se ceară și taxă pentru a te implica, după ce că noi facem în voluntariat, dăm din timpul nostru și nu primim nimic în schimb. Dacă ar fi să se dea și taxă, cred că s-ar desfința de mult Consiliul Elevilor. Ar trebui să primim donații de la ceilalți pentru a fi sprijiniți.
Da, deci până la urmă donații sponsorizări este singura soluție sau un buget acordat de liceu, de Ministerul Educației la nivelul liceelor și sau inspectorat licee ca să se poată face mai multe activități. Ar mai fi și alte lucruri de zis, dar ne apropiem, cum spuneam, de finalul emisiunii. Înainte de final, pentru că noi aveam destul de multe lucruri, și spuneam că suntem în alegeri, nu? Dacă, să spunem așa, voi ați fi acum candidați la primar de Târgu Jiu. Una, fiecare lansați câte o idee. V-am spus ce le-ați sugerat, dar acum dacă voi ați fi candidatul, care ar fi, să zicem, lucru care l-ați promite sau l-ați și face din funcția de primar? Să zicem că ați fi deja aleși ca primari ai Târgu Jiului, unul dintre voi. Ce ați face? Ce ați lua o primă măsură care nu s-a luat până acum și ar fi necesară? Cum o vedeți voi? Eu, ca și primar, cred că aș încerca să fac mai multe locuri de muncă, deoarece am observat că majoritatea tinerilor pleacă din Târgu Jiu, tocmai din această cauză. Interesant. Locuri de muncă, mai spun și alți candidați și ăsta, problema e să le și facem. Deci e clar că vorbim toți de locuri de muncă, am ajuns să... Deci dacă am totalizat ce au anunțat candidații, cu siguranță ar trebui să aducem forță de muncă din altă parte să ocupăm locurile care s-ar face. Tu? Eu, cum am spus mai devreme, cred că m-aș axa pe educație și cursuri de formare a tinerilor încă din școli, în afara orelor de curs. Pentru că mulți nu știu ce vor și termină liceul, se duc într-o facultate și apoi se angajează într-un alt domeniu în care au... Nu știu dacă îl știi pe Moise Guran, de face emisiunea Busy Day, dar s-ar putea să ai fi foarte nepopular în discuția cu el, pentru că el face acum gălăgie că sunt foarte multe ore la școală. Deci dacă le mai faci niște cursuri de formare în afara orelor respective, s-ar putea să zică că deja e un program foarte lung. Apropo de numărul mare de ore la școală, cred că ar trebui să se facă un sistem cum este și în străinătate, pentru că avem ore la care nu ne putem pregăti. Dacă eu vreau să merg într-un anumit domeniu, mă acces pe 3, maxim 4... Da, n-aveți nevoie de tot balastul celălalt, da. Și la cele ar putea fi renunțate? Sau să fie cel puțin opționale? Da, iată o altă propunere foarte bună și această descongestionare a planului cadru, a materiei efectiv pe anumite discipline se tot promite, dar încă nu s-a făcut. Am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru prezența voastră, cu siguranță vă mai aștept. Acum ați spart gheața la Școala Gorjeană, poate ne mai întâlnim în acest segment editorial. Vă mulțumesc și eu și o să revin cu plăcere oricând. A fost cu noi Flaviana Iuga, președinte Colegiul Național, Consiliul Elevilor din Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. A fost Denis Adalbert Pițurlea, președinte Consiliului Elevilor Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!